Administrațiile publice locale au la dispoziție foarte puțin timp pentru a-și actualiza denumirile străzilor, pentru a numerota imobilele din intravilan și pentru a pune la punct o bază de dată electronică. Prefectul județului Vâlcea, Florian Marin, a avertizat primarii să se grăbească să întocmească proiectele de hotărâri de consilii locale cu nomenclaturul stradal. Și asigura suportul pentru accelerarea aplicării legii proprietății, ecuație în care primarii ne pot fi de mare ajutor. S-a întins foarte mult cu aplicarea acestor legi ale proprietății. Sunt cetățeni care vin săptămânal să verifice dacă primăriile au trimis procesele urbane în posesie. Faceți, vă rog, mai multe clarificări în legătură cu lucrul ăsta, cu nomenclatorul stradal, pentru că domnii primari au înțeles că este cerința prefecturii Vâlcea să se facă nomenclatorul stradal, nu al președintelui dumneavoastră de la nivel național și în baza legii cadastru. Dacă permiteți, Agenția Națională este entitate subordonată Ministerului Dezvoltării Regionale. Știți foarte bine și dumneavoastră și informăm și participații la Colegiul Prefectural că este un proiect care este absolut necesar și Ministerul de Interne au transmis circulare în acest sens. Toate primăriile trebuie să dea hotărâre de Consiliu Local privind acest nomenclator stradal. Denumirea străzi, intrări sau alei secundare, cum o parte dintre primari și-au actualizat constant aceste date, aprobarea în consiliile locale fiind doar o formalitate. Pentru alții, lucrurile nerezolvate în timp vor avea efect de bumerang.